Clavăr era acum o iapă bătrână și greoaie, cu încheieturile țepene și cu o tendință de a face urdor la ochi. Avea 2 ani peste vârsta de pensionare, dar în realitate niciun animal nu se pensionase vreodată cu adevărat. Discuțiile de a rezerva un colț din pășune pentru animalele prea bătrâne fuseseră lăsate baltă de mult timp. Napoleon era acum un mascul în deplină maturitate, de 150 de kilograme. Squealer se făcuse atât de gras încât abia mai vedea. Numai bătrânul Benjamin, măgarul, arăta aproape la fel ca întotdeauna, cu excepția faptului că era mai cărunt în jurul botului și, de la moartea prietenului său, Boxer, mai morocănos și mai taciturn ca niciodată. Existau acum mai multe ființe la fermă, deși creșterea nu fusese atât de spectaculoasă cum se prevăzuse în anii anteriori. Multe animale se născuseră, pentru care revoluția era doar o tradiție confuză transmisă pe cale orală, iar altele fuseseră cumpărate, care nu auziseră niciodată despre așa ceva înainte de a sosi acolo. Ferma avea acum 3 cai pe lângă Clavăr. Erau niște animale frumoase, bine înfipte pe picioarele lor, lucrători harnici și buni tovarăși, dar de o naivitate descurajantă. Niciunul dintre ei nu s-a dovedit capabil să învețe alfabetul dincolo de litera B. Acceptau orice li se spunea despre revoluție și despre principiile animalismului, în special de la Clavăr, pentru care aveau aproape un respect filial. Dar dacă pricepeau ceva din ce le explica ea, era altă poveste. Ferma era acum mai prosperă și mai bine organizată. Fusese chiar mărită cu 2 terenuri cumpărate de la domnul Pilkington. Moara de vânt fusese până la urmă terminată cu succes, iar ferma poseda acum o mașină de treierat și o macara pentru fân, numai ale ei, și se construiseră diferite alte clădiri. Domnul Whimper își cumpărase un docar. Moara de vânt însă nu fusese folosită la producerea curentului electric, ci la măcinarea porumbului, aducând un frumos profit bănesc. Animalele munceau acum din greu pentru a construi o a doua moară de vânt. Când aceasta avea să fie terminată, se spunea, abia atunci venea rândul dinamurilor să fie instalate. Dar despre luxul la care Snowball învățase odată de mult pe animale să gândească, la staulele electrificate, la apa caldă și rece, la săptămâna de lucru de 3 zile, despre toate acestea nu se mai vorbea. Napoleon denunțase asemenea idei ca fiind contrare spiritului animalismului. Fericirea cea mai durabilă, spunea el, consta în a munci din greu și a trăi din puțin. Nimeni nu știa să spună cum anume, dar parcă ferma se îmbogățise, fără ca animalele însele să devină mai avute, sigur, cu excepția porcilor și a câinilor. Probabil că acest lucru se întâmpla, fiindcă existau atât de mulți porci și atât de mulți câini. La asta se adăuga faptul că nici unii, nici ceilalți nu munceau după felul de a fi pe care îl adoptaseră, pentru că, așa cum explica Squealer neobosit, ei desfășurau o muncă intensă de supraveghere și organizare a fermei. O mare parte a acestei munci era de un soi pe care celelalte animale erau mult prea ignorate pentru a-l înțelege. De exemplu, Squealer susținea că porcii depuneau eforturi uriașe zilnic la lucruri misterioase numite dosare, rapoarte, note, memorandumuri, adică niște foi de hârtie care trebuiau acoperite cu un scris mărunt și, îndată ce erau umplute în acest fel, se ardeau în sobă. Lucruri de cea mai mare importanță pentru fermă, zicea Squealer. Totuși, nici porcii și nici câinii nu produceau deloc hrană prin propria lor muncă,
și erau foarte mulți, iar pofta de mâncare le era mereu foarte bună. Cât despre celelalte animale, viața lor, atâta cât știau ele, era la fel cum fusese întotdeauna. Le era mai tot timpul foame, dormeau pe paie, se adăpau din iaz, munceau pe câmpuri, iarna le chinuia frigul, vara muștele. Uneori, animalele mai bătrâne își scormoneau memoria confuză, căutând un răspuns la întrebarea dacă, în primele zile ale Revoluției, pe vremea când alungarea domnului Jones era încă un fapt recent, lucrurile stătuseră mai bine sau mai rău decât acum. Nu-și puteau reaminti. Nu aveau niciun termen de referință cu care să-și compare viețile actuale. Și nici nu se puteau informa de nicăieri, numai din listele de cifre ale lui Squealer, care demonstrau invariabil că totul mergea din bine în mai bine. Animalele au ajuns la concluzia că își puneau o întrebare fără răspuns. În orice caz, aveau prea puțin timp pentru speculații de acest fel, de-a dreptul filozofice. Numai bătrânul Benjamin afirma că el își amintea fiecare amănunt al vieții îndelungate pe care o dusese până atunci și că știa că lucrurile nici nu fuseseră vreodată și nici nu aveau să fie vreodată cu mult mai bune ori cu mult mai rele. Foamea, greutățile și dezamăgirea fiind, zicea el, legile de neclintit ale vieții. Și totuși, animalele nu renunțau la speranță. Mai mult decât atât, nici o clipă nu abandonaseră sentimentul că era o onoare și un privilegiu faptul că trăiau la ferma animalelor. Încă mai era singura fermă din toată țara, da, din toată Anglia, în care animalele erau și proprietare și producătoare. Niciunul dintre animale, nici cele mai tinere, nici nou veniți aduși de la alte ferme, aflate la 10 sau 20 de mile depărtare, nu încetau să se minuneze de această realitate. Și când auzeau pușca detunând și vedeau steagul verde fluturând la catarg, inimile lor băteau mai aprig, se simțeau cuprinse de o mândrie de neclintit și discuțiile se îndreptau întotdeauna către zilele eroice, alungarea domnului Jones, formularea celor 7 precepte, marile bătălii în care îi înviseseră pe invadatorii oameni. Niciunul dintre vechile visuri nu fusese abandonat. Republica animalelor, pe care o prezisese de mult bătrânul senior, când câmpiile verzi ale Angliei nu aveau să mai fie călcate de picior de om, mai era încă pentru animale o profesiune de credință. Într-o bună zi avea să vină, poate nu prea curând, poate nu în cursul vieții animalelor, care trăiau acum la ferma animalelor, dar totuși avea să vină. Poate chiar și melodia de la Animale din Anglia mai era murmurată în secret, pe aici, pe acolo. În tot cazul, era un fapt cert că fiecare animal de la fermă o cunoștea, deși nimeni nu ar fi îndrăznit să o cânte cu voce tare. Poate că era adevărat că ducea o viață grea și că nu toate speranțele lor se împliniseră, dar erau conștiente că nu erau ca alte animale. Dacă stăteau flămânde, cel puțin nu-i hrăneau pe oamenii tiranici. Dacă munceau din greu, cel puțin munceau pentru ele însele. Niciun animal nu mergea pe două picioare. Niciun animal nu spunea altui animal stăpân. Toate animalele erau egale. Într-o zi, pe la începutul acelei veri, Squealer le-a convocat pe oi, le-a spus să-l urmeze și le-a dus pe o parcelă de pământ necultivat de la celălalt capăt al fermei, oarecum izolat, din cauza puietului de mesteacăn. Oile și-au petrecut acolo toată ziua, păscând frunze sub supravegherea lui Squealer. Seara el s-a întors în casă, dar, cum vremea era caldă, le-a cerut oilor să rămână pe loc unde se găseau. Până la urmă au rămas acolo o săptămână întreagă, timp în care celelalte animale nu le-au mai văzut.
Squealer stătea cu ele cea mai mare parte a zilei. Spunea că le învăța un cântec nou, pentru care era nevoie să nu-i deranjeze nimeni. Imediat după revenirea oilor, într-o seară liniștită, animalele terminaseră lucrul și se întorceau spre clădirile fermei, când s-a auzit un nechezat îngrozit de cal din direcția curții. Speriate, animalele s-au repezit de la galop și au dat năvală în curte. Acolo au văzut ceea ce văzuse Clover. Un porc mergea pe picioarele din spate. Da, era Squealer. Puțin stângaci, ca și cum nu ar fi fost obișnuit să susțină greutatea lui considerabilă în poziția aceea, dar cu un echilibru perfect. Squealer se plimba de latul curții pe două picioare. După alte câteva momente, pe ușa casei a ieșit un lung șir de porci, toți mergând pe picioarele dinapoi. Unora le reușea mai bine decât altora. Unul sau doi erau mai curând instabili și arătau de parcă și-ar fi dorit să se sprijine într-un baston, dar fiecare dintre ei își făcea cu succes turul prin curte. În cele din urmă s-a auzit un lătrat îngrozitor de câini și un țipăt ascuțit al cocoșului negru și din casă a ieșit însuși Napoleon, drept, măreț, aruncând priviri semețe dintr-o parte în alta, urmat de câinii care trepidau în jurul lui. În copită, Napoleon ducea un bici. S-a lăsat o tăcere de mormânt. Uimite, îngrozite, înghesuindu-se unele în altele, animalele priveau șirul lung de porci care mărșăluiau încet prin curte. Parcă li se întorsese lumea cu fundul în sus. Apoi a urmat un moment în care șocul inițial trecuse și în care, lăsând la o parte orice altceva, groaza lor de câini și obiceiul dezvoltat în ani lungi de a nu se plânge niciodată, ar fi putut scoate o vorbă de protest. Dar exact în momentul acela, ca la un semnal, toate oile au izbucnit cu o behăială asurzitoare. Patru picioare bine, două picioare mai bine, patru picioare bine, două picioare mai bine. Timp de 5 minute, oile au ținut-o așa fără întrerupere. Până să se oprească ele din scandat, orice șansă de protest trecuse pentru că porcii intraseră înapoi în casă. Benjamin a simțit un bot atingându-i greabănul și s-a uitat în jur. Era Clover. Ochii bătrâni arătau mai tulburi ca niciodată. Fără să spună o vorbă, ea l-a tras ușor de coamă și l-a dus la capătul hambarului cel mare, acolo unde erau scrise cele 7 precepte. Timp de un minut sau două, amândoi au rămas privind fix la peretele dat cu catran și la literele albe înscrise pe el. Văzul mă înșală, a zis Clover în cele din urmă. Nici când eram tânără nu puteam citi ce scrie aici, dar tot mi se pare că peretele ăsta arăta altfel. Mai sunt cele 7 precepte așa cum erau. Benjamin, te rog, spune-mi. De data aceasta, Benjamin a consimțit să-și încalce regula și a citit cu voce tare ce scria pe perete. Toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele. În afară de acest unic precept, nu mai scria nimic altceva. Drept care nu li s-a mai părut ciudat când, a doua zi, porcii care supravegheau munca la fermă purtau cu toții bice încopite. Nu li s-a mai părut ciudat când au aflat că porcii își cumpăraseră un aparat de radio, că discutau să-și instaleze telefon și că își făcuseră abonamente la John Ball, Tibit și Daily Mirror. Nu li s-a mai părut ciudat când l-a văzut pe Napoleon plimbându-se prin grădina casei cu o pipă în gură? Nu, nici chiar când porcii au luat hainele domnului Jones din dulap și s-au îmbrăcat cu ele. Napoleon, de exemplu, a apărut cu o redingotă neagră, cu pantaloni bufanți și jambiere din piele, iar scroafa lui preferată a apărut în rochia de mătase lucioasă
pe care doamna Jones o purta de obicei duminicile. O săptămână mai târziu, după amiază, au sosit de la ferma animalelor mai multe docare. O delegație de fermieri învecinați fusese invitată să facă o vizită. Au fost conduși prin toată ferma și și-au exprimat mare admirație pentru tot ce vedeau. Animalele munceau la plivitul câmpului cu napi. Munceau de zor, abia dacă își ridicau boturile din pământ, neștiind de cine să se teamă mai mult, de porci sau de vizitatorii oameni. În seara aceea s-au auzit din casă râsete zgomotoase și cântece. Și deodată, la auzul vocilor întretăiate, animalele au devenit curioase. Ce se putea petrece acolo, acum că pentru prima oară animalele și oamenii se întâlneau pe picior de egalitate? Au căzut de acord să se strecoare cât puteau de încet prin grădină. La poartă s-au oprit, pe jumătate speriate să meargă mai departe, dar Clavăr a intrat prima. Pe vârfurile picioarelor s-au apropiat de casă și acelea dintre ele destul de înalte au privit înăuntru pe fereastra sufrageriei. În jurul mesei celei lungi stăteau 6 oameni și 6 dintre porcii cei mai importanți, Napoleon însuși ocupând locul de onoare din capul mesei. Porcii păreau să stea foarte firesc pe scaune. Grupul se delectase cu un joc de cărți, dar acum făcea o pauză, evident, ca să bea câte ceva. O carafă mare circula de jur împrejurul mesei și cănile erau umplute din nou cu bere. Nimeni nu a observat chipurile uimite ale animalelor care se holbau înăuntru pe fereastră. Domnul Pilkington de la ferma Foxwood s-a ridicat cu cana în mână. Într-o clipă, a zis el, avea să-i roage pe cei de față să-și dea peste cap cănile cu bere. Dar până atunci avea câteva cuvinte pe care trebuia neapărat să le spună. Era o satisfacție mare pentru el, a zis domnul Pilkington, ca și era convins pentru toți cei prezenți să știe că o lungă perioadă de neîncredere și neînțelegeri, iată, ajunsese acum la sfârșit. Fusese o vreme și nici el, nici nimeni altcineva dintre cei de față nu împărtășise astfel de sentimente, dar fusese o vreme în care respectabilii proprietari ai fermei animalelor fuseseră priviți, poate nu cu ostilitate, dar în orice caz cu anumită reținere de către vecinii lor oameni. Avuseseră loc incidente nefericite, ideile greșite deveniseră monedă curentă. Existase sentimentul că o fermă, în care porcii erau și proprietari și producători, era un lucru anormal, de natură, să aibă un efect nefast asupra vecinătăților. Prea mulți fermieri afirmaseră, desigur, fără o cunoaștere suficientă, că de bună seamă, într-o asemenea fermă trebuia să domnească un spirit de desfrâu și de lipsă de disciplină. Aceștia fuseseră iritați de efectele propagandistice asupra propriile lor animale sau chiar asupra angajaților lor oameni. Dar acum, iată, toate acestea erau istorie. Astăzi el și prietenii lui vizitaseră ferma animalelor și cercetaseră fiecare palmă de teren cu ochii lor și ce descoperiseră? Nu numai cele mai moderne metode, dar și o disciplină de un spirit de ordine care ar fi trebuit să constituie un exemplu pentru fermierii de pretutindeni. El putea afirma, fără teamă că ar fi greșit, că animalele de categorie joasă de la ferma animalelor munceau mai mult și primeau mai puțină hrană decât toate animalele din provincia respectivă. Într-adevăr, el și prietenii lui vizitatori văzuseră în ziua aceea multe progrese pe care intenționau să le introducă imediat și la fermele lor. Urma să-și încheie observațiile, a zis domnul Pilkington, subliniind încă o dată sentimentele de prietenie care existau și trebuiau să existe,
între ferma animalelor și vecinii acesteia. Între porci și oameni nu existau și nici nu trebuiau să existe vreodată niciun fel de confruntări de interese. Luptele și greutățile lor erau aceleași. Oare problema muncii nu era aceeași peste tot? Ajungând aici, a văzut că domnul Pilkington era pe punctul de a face o remarcă spirituală pregătită cu grijă, dar, preț de câteva momente, el a fost mult prea amuzat pentru a mai putea vorbi. După câteva ezitări, în timpul cărora nenumăratele sale bărbii se înroșiseră, el a reușit să încheie spunând: dacă voi aveți de luptat cu animalele voastre de jos, noi avem de luptat cu clasele noastre de jos. Vorba aceasta de duh a stârnit ropode de aplauze în jurul mesei, iar domnul Pilkington a felicitat încă o dată porcii pentru rațiile mici, zilele de muncă lungi și pentru lipsa generală de împuibare pe care observase la ferma animalelor. Domnilor, a încheiat domnul Pilkington, vă fac un toast pentru prosperitatea fermei animalelor. Au urmat felicitări entuziaste și bătăi din picioare. Napoleon era atât de satisfăcut încât și-a părăsit locul și a înconjurat masa pentru a ciocni cu domnul Pilkington înainte de a-și goli cana de bere. După ce s-au mai potolit urările, Napoleon, care rămăsese în picioare, a mărturisit că și el avea câteva cuvinte de spus. Ca toate discursurile lui Napoleon, și acesta a fost scurs și la obiect. Și el, a spus Napoleon, era fericit că lunga perioadă de neînțelegeri se sfârșea. Multă vreme circulase zvonuri răspândite de vreun dușman răvoitor, după cum avea el motive să creadă, cum că există ceva subversiv, ba chiar revoluționar, în concepția lui și a colegilor lui porci. Li se atribuise încercarea de a țâța la revoltă animalele de la fermele învecinate. Nimic nu putea fi mai departe de adevăr. Unica lor dorință, acum ca și în trecut, era aceea de a trăi în pace și în relații normale de afaceri cu vecinii lor. El a adăugat și că ferma pe care avea cinstea să o conducă era o întreprindere cooperativă, titlurile de proprietate, care se aflau în posesia lui însuși, aparținând de fapt tuturor porcilor. Napoleon a mai spus că nu credea să mai subziste vreuna dintre vechile suspiciuni, dar anumite schimbări fuseseră făcute recent în organizarea fermei și acestea ar fi trebuit să aibă efect în promovarea încrederii pe mai departe. Până atunci, animalele de la fermă avuseseră un obicei destul de prostesc de a se adresa unele altora cu apelativul tovarășe. Acest lucru trebuia suprimat. Mai existase un obicei curios de origine necunoscută și anume acela de a defila în fiecare duminică dimineața pe dinaintea unui craniu de porc care era fixat de un stâlp în grădină. Și acest lucru fusese suprimat, iar craniul respectiv îngropat. Vizitatorii observaseră poate steagul verde care flutura la catarg. Dacă da, poate văzuseră și că el nu mai înfățișa o copită și un corn, așa cum fusese înainte vreme. De atunci înainte urma să fie un steag verde curat. Avea o singură obiecție de adus, a adăugat el, discursului excelent și prietenos al domnului Pilkington. Bunul vecin de la ferma Faxud se referise mereu la ferma animalelor. Desigur, el nu putea ști, pentru că acum pentru întâia oară se făcea acest anunț, că numele ferma animalelor fusese desființat. De atunci înainte, ferma avea să fie cunoscută sub numele de ferma Conacul, care, nu-i așa, parcă era numele ei corect și original. Domnilor, a încheiat Napoleon, eu vă voi face același toast ca și domnul Pilkington, dar sub altă formă.
umpleți-vă cănile până la buză. Domnilor, iată toastul meu, pentru prosperitatea fermei Conacul. A urmat aceleași urări inimoase ca și mai devreme și cărnile au fost golite până la fund. Dar în timp ce se holbau la scena aceasta, animalelor de afară li s-a părut că se petrecea un lucru straniu. Ce anume se modificase oare pe chipurile porcilor? Ochii împăienjenița ai lui Clabber se mutau de la o față la alta. Unii dintre ei aveau 5 rânduri de bărbii, unii aveau 4, unii aveau numai 3. Dar ce era acel ceva care părea să se topească și să se schimbe? Apoi, când s-au sfârșit aplauzele, grupul de petrecăreți și-a reluat jocul de cărți întrerupt, iar animalele s-au strecurat în tăcere înapoi în grădină. Nu se îndepărtaseră nici 20 de metri când s-a oprit brusc. Un ropo de voci venea dinspre casă. Animalele s-au repezit înapoi și s-au uitat la fereastră. Ei bine, da! Izbucnise o ceartă violentă. Se auzeau strigăte, lovituri în masă. Se schimbau privirea ascuțite și bănuitoare, dezmințiri furioase. Sursa tulburărilor era, se pare, faptul că Napoleon și domnul Pilkington jucaseră fiecare câte un as de pică în același timp. 12 voci urlau furioase și toate erau la fel. Ce se petrecuse cu fețele porcilor? Nu mai era de acum o dilemă. Ființele de afară își mutau privirile de la porc la om. Și de la om la porc, și din nou de la porc la om. Deja era imposibil să mai spui care era care. Sfârșit.